Nina, vin acum întrebările pentru chiar la fel. După ce te-am anunțat, mulți m-au întrebat cum este, cum te-ai îndreptat spre sportul ăsta, pentru că, normal, de unde a venit pasiunea asta? Eu am trăit într-un satuc din Prahova, da, în Muntenia, și fiind la țară, pentru că nu mi-e rușine să spun chestia asta și chiar sunt mândră că am trăit acolo, întotdeauna se organizau meciuri de fotbal duminica și era cred că și o echipă prin Liga a 3-a, 4-a, nu mai știu ce, pentru că îi vedeam pe toți se pregăteau, aveau ghete cu filet, da, și mergeau pe asfalt și făceau exact ca un top, așa, și eram, Doamne, ce senzație! Și bineînțeles că mă infiltram și eu pe acolo la 6-7 anișori, alergam după minge, nu știam eu ce e aia, cum e, dar alergam foarte bine, am viteză foarte bună. Și ușor, ușor am început să fiu un component de bază în echipă, adică eram singura fată de acolo. Și din păcate n-am avut o situație familială, financiară bună ca să pot să-mi dezvolt calitățile și să am șansa, exact cum au zânele mele, că le spun întotdeauna, că au noroc că m-au întâlnit și eu pe ele, că mi-aș fi dorit să fi început și eu de la o vârstă fragedă fotbalul, dar din păcate l-am început la Cu 21 de ani și cineva care jumătate și care să și știe. are o bază în spate, da, cu Exact, experiență deja exact, avută, pentru că exact. altfel le transmiți lucrurile astea învățate deja pe pielea ta, să spunem așa. Da. În fine, după care am ajuns la Ploiești, m-am axat pe handbal pentru că o iubeam foarte tare pe Carmena Mariei, deci simpatizam atât de tare cu ea și dacă plângea ea, plângeam și eu, dacă râdea ea, râdeam și eu, deci eram atât de fascinată de ea, de jocul ei, de cum gândea, de cum se mișca în teren. Și am făcut handbal o bună bucată de vreme, vreo 4-5 ani de zile. După care am făcut pauză pentru că trebuia să semnez un contract la Iași și nu am ajuns tocmai pentru că nu am fost susținută de nimeni și mi-a fost greu să mă descurc singură. Și am renunțat la sport, după care s-a făcut o echipă în Ploiești de fotbal și ușor, ușor am pornit. Bineînțeles, dacă vrei să râzi acum, să spun și Așa. celor care ne urmăresc, primul meu joc de fotbal profesionist, să zic, bine, nu era profesionist, dar mă rog, a fost pe terenul la Chimia Brașov, pentru că știți foarte bine cu toții și Da. tu cred că sigur ai Ok. jucat acolo. Așa, și am jucat împotriva Timișoarei, dacă nu mă înșel, și nu ne-am luat decât 19 goluri. Deci, la scorul Da, asta a fost 19. debutul tău. Știi cum e, întotdeauna debutul e mai dureros așa, depinde cum îl iei. Însă, până la urmă, trebuie să vezi și partea bună, că a fost debutul tău oficial. Așa că am văzut că se înscriu foarte multe goluri, însă, oricum, progresul este fantastic, Nina. Deci mă uitam pe cifre, așa cum spuneai și tu, foarte multe fete vin să se înscrie. Știu și aici, în Cluj, pentru că la fel și la clubul meu, la Transilvania Assist, vrem să facem, dar în momentul în care gândisem tot acesta, a venit pandemia, vrem să facem niște grupe de fete, pentru că la fel era cerere, pentru că Da. vor tot mai multe fete să vină, să facă fotbal.